Invitata mea de astăzi este o actriță de mare succes. Ați urmărit-o și o urmăriți în foarte multe piese de teatru și în seriale TV cu mare priză la public. Este o femeie superbă, caldă și plină de viață. E căsătorită cu un bărbat celebru și el actor și artist. Au împreună o fetiță, este rodul iubirii lor. Viața le-a dat și încercări, dar le-au învins cu mare succes. Doi oameni nu pot sta împreună de gura altora. Ați avut momente în care ați vrut să vă despărțiți? Sau s-a pus problema divorțului? Supărarea trece, vrei, nu vrei. Dar eu sunt mai vulcanică, știi cum e. Sângele clocotește. Nu-mi place cam adesa asta, mai bine alegeam aia. Nu aș vrea să duc aminte acest lucru. Dar nu știu cum s-ar schimba cursul lucrurilor pentru mine. E ca în scenă, da? Știu. Ți este greu, dar acum intri în scenă și zâmbești. Mi s-a mai întâmplat. Bună seara, Monica Davidescu! Bine te-am găsit! Îți mulțumesc tare mult pentru această prezentare frumoasă și ce facem aici? Am văzut Adevăr și provocare, am văzut Întrebări incendiare, am văzut în... Acum vreau să dau din casă. Te rog! A început colega mea din această seară, dragilor, să citească de pe prompter, care a căzut la al doilea rând și restul le știa din... Da, pentru că textul memorie. E scris de mine, să știi. Da. Nu e vreo mare... greutate. Știu, îți pui acolo doar ca să-ți vezi ideile și ideile tale erau acolo. Erau acolo. Prompterul îți dă așa un ritm de a spune textul și atunci este foarte util. Da, nu s-a observat. Nu s-a observat? E bine. Să știi că am să dau această provocare și copiilor cu care fac eu cursuri. Super! Dar ei să nu știe. Eu știam că prompterul... Da. Păi tocmai mi-ai dat la plasă acum. Monica, tu ești o actriță de mare succes, așa cum spuneam și mai devreme. Ți-ai dorit de mică să faci această meserie? Nu știu. Nu știu, pentru că în copilărie, eu am copilărit la sat, într-o familie monoparentală, pentru că mama a murit când eram foarte mică, eram trei surori crescute de tata și bunica din partea tatălui și nu am simțit acest lucru. Mi-aduc aminte, apropo, de partea artistică, pentru că mi s-a mai adresat această întrebare de-a lungul timpului, că undeva pe la 6, 7, 8 ani aveam un șal roz cu picățe, cu găurele al bunicii, pe care îl luam și mă înfășuram în toate felurile cu el. Ne uitam duminica la album duminical sau sâmbătă seara la singurul program, varietățile acelea care se dădeau pe singurul canal de televiziune și erau singurele ore pe care le petreceam în fața televizorului și bineînțeles că voiam să fiu ca artistele din televizor. Dar ce copil nu-și dorește asta? Sunt cumva toți care vor așa, ușor mai extrovertiți, să danseze, să toți fac aceste jocuri. Așa este. Și în ce moment al vieții tale ți-ai dat seama că chiar vrei să faci asta? Cred că asta s-a întâmplat undeva în liceu, pentru că până atunci eram convinsă că o să fiu profesoară de fizică chimie. Serios? Asta se întâmpla datorită profesoarei de fizică din clasa a 7-a, care avea o menire de a-ți explica chimia, de a-ți explica fizica într-un anume fel, încât n-aveai cum să nu înțelegi. Și zic, de aia, dacă e atât de simplu, eu chestia asta o fac. Numai că nu era așa de simplu, numai că era un profesor foarte bun care îi făcea pe copii să se apropie de această disciplină. Și însă în clasa a 11-a am schimbat treapta, adică am schimbat liceul, se făceau 10 clase în comună, într-un sat apropiat satului din care eram eu. Am terminat 10 clase și am dat totuși treapta a doua la liceu, o treapta a doua pe care ar trebui să o cad. Era complicat. Adică e mai complicat de înțeles acum. Ideea era că cei care cădeau imediat sub linie, între 4,95, deci trebuia să ai măcar nota 5 ca să poți să intri în treapta a doua, cei care cădeau 4,95 puteau să meargă la școlile bune de meserii. Și asta era o chestie obișnuită, se mergea la școală de meserii în clasa a 11-a, a 12-a și învățai o meserie din care trăiai toată viața.
Și tata își dorea tare mult ca eu să pic sub această linie cu, și să am 4,99, zice, tu trebuie să iei 4,99 pentru că sunt puține locuri la coafeze. Trebuie să te faci deci coafeze. Nici prea puțin nu aveai voie. Prea puțin nu aveam voie. Problema era că mie îmi plăcea școala teribil de mult, dacă voiam să mă fac și profesoară de chimie fizică, deci îți dai seama. Și am dat la matematică și la română, am scris tot pe ciornă, am dat ciorna prin clasă. Se mai întâmplă chestia. Acum nu se mai întâmplă. Acum așa. Sunt alte metode, acum mai moderne. Așa, apoi a venit înapoi ciorna la mine, am șters, că am zis că nu care cumva să fie cineva care să compare scrisul de pe ciorne, care erau strânse separat, cu scrisul de pe lucrare. Cine să compare chestia asta? Și tot am luat 7,80. Scriind doar mult, jumătate din mult. Subiect. Deci am scris la toate, m-am dus până la jumătate. Se vedea logica, se vedea, dar n-am mai scris rezolvările. Zic, stai puțin, că dacă nu scrii rezolvarea, clar îți dă 5 și stai, că n-ai făcut. Dar nu, ei au apreciat, profesorii au apreciat că eu mă duceam fix pe drumul corect. Și am intrat la treaptă, nu prea i-a convenit tatălui, dar m-a lăsat. M-a susținut bunica, las-o să facă liceul la zi. Și acolo am avut un profesor din Câmpina, Gheorghe Luncă, care avea un stil foarte special de a preda limba și literatura română. De a povesti, de a aduce citate, dar aveai senzația că spune un monolog, că joacă acest monolog în fața noastră. Avea și un stil special când deschidea catalogul, spre exemplu, și începea să strige, ora 8 dimineața, să strige catalogul iarna. Și ajungea la B, Băbescu. Prezent. B, al doilea Băbescu, prezent. D, Davidescu. Măi, dar voi ați ajuns toți, chiar pe niciunul n-a mâncat lupul astăzi? Acum istoria era alta, că toți copiii știau, pentru noi nu mai părea o glumă, dar acum în contextul ăsta îmi pare o glumă, pentru că să ajungi la oraș, trebuia să mă trezesc la 4, să merg pe jos prin pădure vreo 7 km ca să ajung la mașina de la ora 6, care mă ducea în oraș, încă 15 km, unde stăteam în fiecare zi. Iarna, doar iarna, că vara, mă rog, din primăvară, când puteau urca mașinile sus în sat, puteam să mergem cu mașina de la ora 7 și să ajungem la 8 în oraș. Și apropo, vorba domnule profesor, nu apărea nu, lucru în pădure? Ba da, tocmai de-aia, pentru că pădurea era destul de deasă, destul de mare, era o potecă prin care mergeau toți și muncitorii săraci, închipuiesc că muncitorii intrau la ora 7, dar toți mergeau, iar bunica ne trezea, mă trezea pe mine sau pe sora cea mare, ea era la altă școală, și mă trezea și zice, hai că e trecea lui Andrei cu făclia și dacă îl pierdeți, nu, vă mănâncă lupii. Că într-adevăr el avea o făclie și noi toți în șir după el, hai! Ce îmi povestești acum, probabil copiii din ziua de astăzi, dacă ar auzi, li s-ar părea așa o poveste. Vine că mai sunt situații mai în satele, sunt situații din, România, în satele din România, dar acum nu le mai acceptăm. Atunci era cumva acceptat, trăiam în comunism, mâncam pe cartelă, ceea ce ni se dădea, vedeam o banană o dată pe an sau nici atât, aveam 6 portocale de Crăciun, ale erau toate pe care le primeam, 20 de bomboane în poleială. Și cam atât. De-a lungul anului aveam niște dropsuri și niște înghețată la care mai aveam din când în când acces. Deci, dar acum societatea consumă. Îți dai seama, copiii au de toate. Acum, da, acum e normal și atunci era normal să vrei să înveți, era normal să vrei să te dezvolți singur. Acum tragem de copii, hai, învață. De ce? Pentru că le-am oferit de toate. Și în liceu, practic, te-ai hotărât că în liceu acesta a fost declicul, că m-ai întrebat care a fost declicul, pentru că, da, voiam să spun și eu lecția, dar am început o competiție între mine și profesor, care era, de fapt, între mine și mine, fără ca el bietul să știe. Am povestit mai târziu lucrurile astea. În competiția asta voiam cumva să spun mai bine lecția decât a spus-o el. Învățam ceea ce ne preda. Noi învățam, era învățatul pe memorie.
dacă asta știi. Era baza, da. Asta era baza, trebuia să îți exersezi bine, bine memoria și dacă învățai foarte multe lucruri, cu siguranță rămânea acolo o bază solidă. Și învățam din memorie, dar mă duceam la bibliotecă și căutam în George Călinescu, știi, care avea critică literară. Critică literară. Și mai găseam acolo ceva, dar George Călinescu spunea că se uita așa. Asta n-am predat-o, că omul știa foarte bine ce preda. Dar mai ziceam eu câte ceva, mai găseam scris ceva pe o copertă și hai să o bag și pe asta, că știu eu că e bine. Adică băgam în monologul lui mai mult de la mine. Da. Și atunci m-am îndrăgostit și de literatură mai mult, atunci m-am îndrăgostit de poezie, atunci am învățat pe de rost foarte multe poezii, atunci l-am descoperit mai bine pe George Coșbuc, de care m-am apropiat, pe Eminescu, și am zis hai să mă pregătesc să dau la teatru. Și tatăl tău a fost fericit cu alegerea pe care ai făcut-o? Mai nu știu exact, nu și-a mărturisit înainte de a pleca de aici, de la noi, acest lucru, dacă a fost sau nu fericit cu alegerea mea. Cert este că el își dorea ca sora cea mare să facă o meserie în croitorie, pentru că și în timp de război hainele tot trebuie cusute. Pe mine mă axase cumva pe drumul frizeriei, că și în timp de război părul crește. Trebuie tu? Da. La cea mică încă nu se hotărâse și a venit revoluția, că era prea mică. Și a venit revoluția și lucrurile s-au schimbat. Pe mine m-a prins revoluția exact în ultimul an de liceu. Și atunci mi-am urmat cumva calea mea. Și ai făcut bine că ai ales calea. Cred că da, adică nu-mi pare rău nicio secundă că am ales calea asta. Nu a fost ușor, nu am ajuns aici pe un drum ușor, pentru că am terminat liceul și cu sprijinul bunicii care mă încuraja în această acțiune, pentru că a văzut că îmi place să rostesc poezii și să spun monologe și că ascultam teatru radiofonic și că fugeam marțea să văd teatru TV la televizor în camera neîncălzită. Era o singură cameră încălzită pe timp de iarnă. Și cred că a sesizat această pasiune a mea, stăteam tot timpul cu urechea la radio, la Unda Veselă, la Cenaclul Flacăra și a zis, hai, lasă să se ducă ciofi. Și m-a lăsat să mă duc pentru prima dată în București să văd ce se dă și unde este această facultate, dacă ea există, că n-aveam de unde să știu. Și fiind pentru prima dată în București, clădiri înalte, mii de oameni pe care îi vedeam, metrou pentru prima dată, tramvai pentru prima dată, troleibuz. De la mersul prin pădure? De la o singură mașină care mă ducea până în oraș. Văzând toate lucrurile astea, aveam 18 ani și un pic, eram debusolată total. Eram de mână cu un văr. Deci nu eram așa singură în București, că m-a luat vărul de mână, aveam o verișoară care locuia aici, și m-a luat de mână și m-a dus direct acolo. Dar îți spun, orașul m-a apăsat atât de tare în această primă întâlnire cu Bucureștiul, încât mi s-a pus un nod în gât și în momentul în care am intrat la secretariat și am zis, bună ziua, eu am venit să îmi spuneți ce se dă la examenul de admitere. Abia am putut rosti aceste cuvinte, iar doamna secretară, cu care am devenit prietenă mai târziu, a zis, dar pe mine mă întrebi. Ea săraca avea dosare de făcut, de o groază de lucruri de terminat acolo. Ia vizierul pentru toată lumea. Într-adevăr, la vizier se spunea clar și ce se dă și din ce se dă și ce trebuie să pregătești. N-aveai de unde să știu. Dar n-aveam de unde să știu. Am avut senzația că are ceva personal cu mine. Am plecat tremurând și aveam senzația că toată lumea se uită la mine. Zic, băi, ăștia văd că-s de la sat, că oamenii sunt îmbrăcați altfel. Eram îmbrăcată și eu cu ce aveam mai curat, dar acum să nu crezi că aveam mari chestii. Da. Știi? Dar așa a fost traseul atunci. Așa a fost. Și am rămas în sat, să știi, am rămas un an în sat, pentru că era nevoie de un învățător suplinitor la mine în sat și cum eu aveam rezultate bune, au zis hai că să rămână ea. Iar în acel an am fost la o altă școală cu mine și cu copiii și mi-a prins foarte bine. Pentru că m-am descoperit pe mine și m-am descoperit în sensul că trebuie să vreau mai mult pentru mine dacă vreau mai mult pentru ei. Și când oamenii din sat au făcut cerere că să rămân pe învățător plin,
că să-mi iau examenele și să rămân pe învățător plin, am zis, eu trebuie să fug, pentru că o să rămân doar învățător și nu suficient de bun pentru ce-mi doresc eu. O să mai revenim și la partea asta. Voiam să te întreb despre povestea ta de dragoste cu Aurelian Temișan. Practic, povestea voastră ar trebui dată exemplu. Este un model, pentru că sunteți de foarte mulți ani împreună, sunteți un cuplu sudat și, practic, e cumva poți să dai o rețetă a fericirii și a longevității în cuplu. Nu sunt în stare, nu cred că pot să spun eu vreun secret, nu pot să le dau eu oamenilor o rețetă. Nici nu suntem cel mai longeviv cuplu. Eu i-am urmărit pe Lucia Popescu Moraru și Marin Moraru, un cuplu absolut minunat. Eu i-am urmărit pe Ileana Stana Ionescu și Andrei Ionescu, un cuplu mega longeviv. Eu i-am urmărit pe Viviana Săraru și Dinu Săraru, un alt cuplu minunat. Adevărat, dar vorbim de eu luând exemplele lor, care sunt trecuți de 50 de ani, sau mă rog, doar domnul Marin s-a prăpădit din cei pe care i-am pomenit acum, urmând exemplele lor și văzând armonia lor în familie și cum se sprijină și cum se înțeleg și cum se ceartă și cum se acceptă, atunci mi-am zis că întotdeauna trebuie să lași de la tine, trebuie să știi să impui, trebuie să-l înțelegi pe cel de lângă tine ca și cum te-ai înțelege pe tine. Ce te-a atras la soțul tău atunci, la începuturi? Cu ce te-a cucerit? Mulți ani de atunci, stai să-mi aduc aminte. Ce mi-aduc aminte clar este că atunci când noi ne-am întâlnit la un spectacol, eu prezentam spectacol, am prezentat sute de spectacole, iar el cânta împreună cu alți cântăcioși. Fusesem în echipă ca dansatoare, dar în momentul în care am mers în Italia cu un proiect, acolo am învățat foarte repede limba italiană în cele două luni. Și când m-am întors, lucram, erau toate spectacole de noapte, în barurile și în restaurantele de noapte. Era o chestie obișnuită în anii 90, care a ținut până prin 2000-2002. După care tot ce era în barul de noapte, toate cunoștințele mele, muzică, momente vesele, dacă vrei să le spun așa, dans, s-au mutat în spectacolele de divertisment de televiziune pe care le-am tot văzut și încă sunt multe care țin și acum. Și am făcut cunoștință. A fost o atracție inițial, am zis e doar un coleg, el e pe cai mari, nu, se uită el la o studentă, eram anul întâi. Zic, nu se uită el la o studentă ca mine, stăm cu minți, știi? Dar la un moment dat a venit cu un buchet de flori, m-a invitat la un spectacol al lui câteva zile mai târziu, nu mult, și apoi la spectacolul ăla mi-a făcut cunoștință și cu părinții lui, zic. Ești o colegă acum. Repede. Da, e foarte repede. Mi-era așa și jenă, da. Dar după câteva luni am început să fim împreună și am rămas împreună. Voi ați urmat, să zic așa, o rețetă așa cum ar trebui să se întâmple. Mai întâi ați stat împreună câțiva ani, apoi v-ați căsătorit, apoi a apărut copilul. Da. Adică ca la carte. Nu știu dacă e cara carte. Cert este cum mi-am dat eu seama că sunt îndrăgostită. Mergeam la teatru, la facultate, cu tramvaiul și mă urc în tramvai și nu știu când și cum am ajuns într-un alt capăt de oraș. Zic, bă, dar la ce m-am gândit eu în perioada asta? Mă gândeam la el. Zic, vai de capul meu, cât de îndrăgostită sunt, nici măcar nu știu unde, m-am dat jos și zic, cum ajung eu în partea aia? Am întârziat vreo oră la facultate, dar îți dai seama când îți pierzi mințile gândindu-te la cineva și nu-ți dai seama că trebuie să cobori trei stații mai încolo și te duci cu tramvaiul de nu știu unde ajungi, e cam da, ce-am zis, da, stai puțin, că e mai ceva mult. Mai mult decât... E mai mult, da. Ați fost... El la început, să-mi spui dacă și acum, a fost un băiat romantic, dacă și-a menținut acest stil în relația voastră? Măi, ai spus că a venit cu un buchet de flori. Da, nu îl pot categorisi ca fiind doar romantic sau nefiind romantic. Are diverse momente, știi? Că uneori vine cu flori în... Tamnesam că nu este fără nicio aniversare, motiv, da, să zic așa. Fără niciun motiv, sau e o zi aniversară la care nu vine cu flori. Pentru că nu simte nevoia să aducă atunci ceva, știi? Adică își găsește alte momente.
Și te deci... superi dacă la o zi aniversară nu vine cu flori? Păi dacă m-aș fi supărat, nu mai eram împreună, știi? nu mi se pare un capăt de țară. Știi că uneori, da, mai arunci crătițile, zici, a, lumea, tu, un buchet de flori de ziua. Dar nu e cazul. Nu sunt eu genul. În contră, eu îmi doresc cel mai mult de la zilele speciale, zilele de aniversare la care țin, îmi doresc aceia cei dragi să-mi fie aproape. Atât. Dacă mi-ești aproape și ne plimbăm împreună și putem să mâncăm împreună și e liniște și e minună. Dar cererea în căsătorie a fost și un moment special. Nu a fost așa simplu, Monica, te căsătorești. Ne-am cam săturat de cât ne tot întrebau oamenii, mă, dar tu când o iei? Mai ales nașul Dumnezeu să-l odihnească. Cea mai, dacă tu nu o iei pe fata asta, tu zi-mi că îi găsesc eu un băiat bun și mișto. Dar tu îți doreai să te căsătorești și nu venea cererea în căsătorie? Adică în sinea ta te gândeai, de ce nu? N-am făcut nici din asta un scop. Dom'le, trebuie să mă ceară de nevastă. Zic că rămânem împreună. Vezi, am intrat într-o... Eu mă consideram încă un om de la sat, din provincie. Aveam senzația că toți ceilalți știu. Mi-am dat seama, de fapt, de alt lucru. Eu citisem cel mai mult în comparație cu toți colegii mei de la oraș. Eu eram, în momentul în care nu-l înțelegeam pe profesorul de estetică, pentru că folosea cuvinte pe care eu nu le foloseam în limbajul zilnic, eu fugeam la bibliotecă și zic, bă, dar ce înseamnă chestia aia? Și deschideam un dicționar și înțelegeam într-un context cuvântul. Da. Ceilalți nu contează, îl mai folosesc din memorie odată și cu asta basta. Dar și în general, mulți din cei care vin din provincie sunt mai pregătiți decât te aștepți. Pentru că probabil vii cu un handicap din ăsta de inferioritate. Cu un complex, da, cu un complex de inferioritate. Și atunci încerci să... Pe care îl depășești. Să muncești mai mult decât ceilalți ca să reușești să ajungi la nivelul lor și, evident, peste nivelul lor. Posibil. Da, despre momentul cererii în căsătorie. Momentul cererii a venit, cred că într-o zi de 13 ianuarie, da, 2000, la 5 ani după ce ne-am cunoscut. Noi sărbătoream ziua de 13, ziua în care ne-am cunoscut. A fost ziua în care am început spectacolele împreună. Și a zis, hai să mergem la restaurant la un prieten de-al nostru. La acel restaurant, la prietenul nostru, cel care ne-a chemat să fim cumva regizorul spectacolului. El ne-a adunat împreună, i-am și zis nașul nostru spiritual așa, Radu Iustin. Iustinian Radu, ne-a zis, hai la mine, că am deschis un restaurant, mâncați aici. Hai, ieșim împreună. După care, acolo, întâmplător, erau și niște prieteni. Oh, ce tare, sunteți și voi aici. Da, uite că ne-a chemat Iusti. Mai erau și nașii, cei care ne-au devenit nași după aceea. Mișto, hai să facem, dar nu putem să punem, să facem o masă mai mare. Și am făcut o masă de vreo 14 persoane, după care au venit... să zicem menestrei, doi băieți care au cântat cu chitara și mi-au adus un buchet de flori și un cadou, o cutie. Știți, se părea că e tot un întâmplător. N-am zis că sărbătorim împreună, că e un cadou aniversar, facem 5 ani de când suntem împreună, ne mutasem, am stat împreună în gazdă, la mamaia la care stăteam eu în gazdă, dar nu era mamaia mea însă, așa îi spuneam că ne-a acceptat cumva la dânsa exact ca o bunică. După care ne mutasem de curând în apartamentul nostru, de două camere și... am zis să o fi un cadou aniversar că suntem de 5 ani împreună și am găsit în cutie o altă cutie și în acea cutie o altă cutie și numărătul până și la 7. Da, am păstrat cutiile, să știi. Și era o cutioară mică în care erau două verighete. Și da, asta. Și cum ți-a spus? Păi nu mai știu, a fost destul, știu doar că am spus da. Și că era o hăhăială generală și că toată lumea era așa fericită, hai că asistăm la chestia asta, știi? A fost frumos, a fost emoționant. Și a urmat nunta. Și a urmat, am făcut logodna în același an, pe 3 iunie, de ziua lui, am mers la biserică și am făcut logodna. Dar și la logodna a fost, hai că mergem cu nașii, că a doua zi era ziua nașului și că mâncăm undeva pe la Ploiești și am mers la o mănăstire, la Pisiota
unde ne aștepta preotul și preotul cumva s-a dat de gol, a zis, hai, unde-s verighetele, dacă aveți și lumânări? Și atunci am înțeles eu de ce mi-a zis, îmbracă-te și tu ceva mai alb, că e cald afară. Dar eu aveam un pantalon alb, un maiouț alb, adică na, te duci la o masă cu niște prieteni, nu te duci să te cununi. Și am făcut slujba de logodnă. După care am luat masa, într-adevăr, am primit cadou o iconiță și mai mulți ani mai târziu, după aceea el a tot răspuns la întrebarea, dar când vă căsătoriți, dacă ați făcut logodna, când vă căsătoriți? Și el a zis, când o mai pica 3 iunie de ziua mea. O dădea așa, zice, lasă că e mai încolo, nu mai ține minte nimeni. Și a zis, bă, da, dacă tot am făcut promisiunea asta, că știi cum e, cade odată la 6 ani, vrei, nu vrei? În 2006 am făcut și nunta tot de ziua lui pe 3 iunie. Deci, asta spuneam, ați luat pas cu pas fiecare moment. Da, ca să ne bucurăm de fiecare. Al relației. Aurelian este un bărbat atrăgător pentru foarte multe femei, tu ești o femeie atrăgătoare pentru foarte mulți bărbați. Lucrul acesta nu a născut gelozii în cuplu? Nu știu. Îmi adresez întrebări la care răspund cu nu știu și mă gândeam că sunt destul de pregătită să-ți povestesc. Știi de ce spun nu știu? Pentru că atunci când iubești, intervine într-adevăr și gelozia, dar... Mai ales că și meseriile da, meseriile sunt, de natură sunt, într-adevăr. Și e destul de dificil și pentru un actor care repetă cu un partener, să zicem, foarte multe vorbe de amor, ajungi la un moment dat să le confunzi, dar asta am învățat în școală. Am învățat în școală că trebuie să fie o separare foarte foarte minuțios pregătită ale celor două planuri, pentru că e posibil să îți aduci toate sentimentele tale, să crezi în vorbele alea pe care le spui în scenă, dar când ai ieșit din scenă, ele nu-ți mai aparțin, știi? Că dacă pleci cu ele aparținându-ți, cumva nu te mai gândești la casa ta, începi să te gândești la partener și nu e în regulă. Și cum ați reușit să gestionați lucrurile? Nu știu, cred că am citit mai mult despre sentimente, despre personaje, despre lucrurile astea. N-aș putea să-ți explic, nu există un... La mine, la el, acum trebuie să-l inviți, să-l inviți într-un podcast și îi pui aceeași întrebare. Super, ne-am înțeles așa. Ne-am înțeles. Dar ai avut momente de gelozie? Tu ai fost geloasă pe el? Absolut, ca orice femeie, na, îți dai seama în momentul în care vedeam că e cu cineva și chiar s-a întâmplat la un moment dat cineva, insista ca eu să nu mai fiu în acele spectacole, numai să mă dea la o parte și am zis, păi uite, eu văd acest lucru, ce facem? Adio și la revedere, plecăm din spectacole și cu asta basta. Și așa a fost și ne e nouă bine. Că spectacole după aceea am mai făcut slavă cerului. Au apărut altele și... Da, și mai bune. Era mai important relația voastră și iubirea voastră. Absolut. Dar ce părere ai tu despre infidelitățile în cuplu? Ai trece peste o infidelitate? Mai citeam de ună zi că omul nu e menit să fie prins într-o relație monogamă. Că nu e monogamia asta pe care noi toți, pentru care noi toți insistăm, ea nu e în firea omului. Și că, în general, oamenii se caută și își caută. Poate că noi am stat destul de mult încât să știm că suntem cumva, ăsta este cuplul nostru, parteneriatul nostru, locul nostru. Sunt oameni care se îndrăgostesc, care pornesc pe un drum împreună, dar drumul lor nu e menit să fie împreună și 2-3 ani mai târziu vezi că se despart. Da, am exemple foarte apropiate, chiar printre finii noștri, la care nu am vrut să insistăm. Dom'le, faci cum simți. Degeaba insist eu ca naș și să spun, domnule, e bine să rămâi într-un parteneriat pe care l-ai început. La Andreea și... Nu neapărat, că sunt mai mulți care au... Okay. Da. Și ei, într-adevăr, noi ne-am dorit ca ei să aibă o discuție, să încerce, să... Le-am zis, noi vă dăm sfatul că e important să vorbiți unul cu celălalt, uitându-vă în ochi, dar este absolut alegerea voastră ceea ce veți face. Adică, doi oameni nu pot sta împreună de gura altora.
trebuie să stea împreună pentru că așa își doresc. Ați avut momente în care ați vrut să vă despărțiți? Sau s-a pus problema divorțului? Nu s-a ajuns la... Nu. Dar certurile în cuplu, ca ai spus și mai devreme, nu există cuplu în care să nu existe certuri. Care mai sunt motivele și cum le gestionați și cum vă trece supărarea? Nu știu care sunt motivele, dar supărarea trece, vrei, nu vrei. Dar eu sunt mai vulcanică, știi cum e, sângele clocotește. Și dacă e ceva de care mă supăr și încep să vorbesc și să mă ambalez, eu mă ambalez, el tace și se rezolvă mâine, știi? Și mâine, într-adevăr, se rezolvă. Deci Aurelian e mai temperat. Este mult mai temperat, da. Dar este mai... E mai artist, eu sunt mai ancorată cu picioarele în realitate, știi? Pentru că vrei, nu vrei, la o casă, oricât de artist ai fi, trebuie să plătești lunar curentul, întreținerea, gazele, telefonul, Wi-Fi și toate cele, da. Înțelegi? Facturile vin, facturile indiferent. Vin, da. Ce se întâmplă? Și știi ce-i culmea? Că uiți. Ai zis, a venit factura și te duci la spectacol și ai altceva și mai ai o plecare și mai ai un turneu și mai ai niște repetiții și nu știi când au trecut alea 2 săptămâni. Și vine iar factura. Măi, n-ai plătit, știi, ai grijă. Vezi că te mai lăsăm un pic și când vine și a doua lună și cu notă încărcată zici, vai, dar ce s-a întâmplat? Și atunci am preluat toate activitățile astea la mine. Slavă cerului că există direct debit. Da, și că trebuie, asta chiar da, ne ușurează mult. Pun acolo și atunci mă mai cert eu, mă mai umflu așa când... Dar ții la supărare? Nu. Îți trece repede. Trece repede, mai sapă acolo câte un rid, că vrei, nu vrei, supărările mai adaugă acolo câte un rid, câte un fir alb. Vopsită, nu se vede. Dar dacă ții la supărare, te îmbolnăvești și mai bine... Și nici mai bine să, nu ține la mai bine supărare. Să vedem ceva frumos. Da. Da. A apărut copilul. Da. V-a bulversat apariția copilului că... Cumva schimbă viața unui cuplu, apariția unui copil. Da și nu. Pentru că sunteți și foarte ocupați. Este și calitatea și defectul meu, acela de a fi foarte bine, să-mi programez bine lucrurile, pe minute chiar. Ai observat și când am venit la tine, da? Da. De dimineață, de la ora 10, de când mi-am început activitatea, am avut fiecare lucru pe minute și chiar mă deranjează când întâmpin dificultăți în trafic și nu reușesc să ajung exact în timp sau când îmi mai face vreo figură internetul și nu reușesc să intru în vreo întâlnire online exact în momentul acela, că asta e, acum suntem în aria mediului online. Corect, da. Și... pentru că sunt, că am această calitate și defect, pentru că uneori, de ce defect? Pentru că, uite, toți colegii mă poreclesc doamna dirigintă. Dom'le, dacă tot am venit și am zis că începem repetiția la 10, începem la 10 să repetăm. Pentru că noi vrem să dăm spectatorului un produs bun, finit. Cei mai mulți vin la 10, 10 și un pic, hai să mai vorbim de ce am mai făcut și după aceea să intrăm. Da, da, eu de la ora 1 am o întâlnire la radio, dar de la ora 3 am altă întâlnire în altă parte și voi ați zis că vrem de la 10 la 1. Păi de la 10 la 1 vii la repetiții. Și de asta zic că e defect cumva mă transform în doamna dirigintă, dar e și calitate pentru că reușesc să îmi fac toate activitățile și să nu las în urmă nici profesia, nici copilul, nici femeia din mine, nici casa, nici animăluțele. Nu e ușor să îmbin toate acestea roluri. Nu. Spuneam că dacă v-a dat un pic peste cap apariția copilului din punct de vedere al organizării, mi-ai zis că tu fiind o fire extrem de organizată... Tu ai tras bine linia la început și ai spus că am mers cumva pe niște pași cunoscuți, da, și le-am făcut și ca la carte. Foarte bine stabilit. Cred că și copilul a venit după ce ne-am stabilit amândoi și casa și profesiile. Știam deja cum să avem grijă de alte suflete. Până când a venit copilul la noi în casă au fost roșa 40 și ceva de câini și pisici da. Salvate. Vorbim și despre pasiunea pentru animale. Da. Și cumva știam să avem grijă de altcineva. Florile creșteau destul de bine, știi cum e, dacă știi să crești o floare și un animăluț, știi să crești și un copil. Și florile creșteau destul de bine, după care, într-adevăr, copilul a venit când a vrut Dumnezeu.
Noi ne-am dorit un pic mai devreme, dar nu se întâmpla. Nu s-au legat. Și când am mers la medic și am zis, am vrea să aflăm care e motivul pentru care nu a existat nicio sarcină până la 36 de ani, a zis, păi da, pentru asta trebuie să facem niște analize și o să hotărâm împreună. Și am făcut într-adevăr analize și eu și Aurelian și a zis, sunteți perfect sănătoși. Nu am de ce să intervin eu. Eu ca medic intervin și merg pe orice soluție, dacă este vorba că ori femeia, ori bărbatul nu pot avea copii și găsim prin medicina modernă să vă ajutăm să faceți copii. Dar nu pot la două corpuri sănătoase. Aici înseamnă că nu vă dă Dumnezeu, vă duceți la biserică, vă rugați și când va fi să fie, va fi de la Dumnezeu. Și a venit într-adevăr doi ani mai târziu. Ce drăguț! Da. Ți-ai dorit să fie băiat sau fată? Sau? Când am rămas însărcinată, am crezut că e băiat, dar parcă mie nu mi-ar fi plăcut să cresc băiat. Zic, măi, a fost băiatul lui soră mea foarte apropiat, dar mi-a plăcut fetița surorii mai mici. Parcă aș vrea să fie băiat. Sora mai mică avea deja un băiețel mai mititel și zic, da... Poate, mi-ar fi plăcut să fie fată, dar am senzația că o să fie băiat, nu știu de ce. Și totuși a fost fată, numai că seamănă cu taică sunt întregime, deci pot spune că e și băiat și fată. Ți-ai fi dorit să ai mai mulți copii? Da. Dar iarăși mulțumesc lui Dumnezeu pentru ce mi-a dat și pentru ce nu mi-a dat. Îmi spuneai că atunci când a venit copilul deja erați la casa voastră. Ați avut parte de acel eveniment cu casa, cu creditul bancar, cu... Da, bineînțeles. A fost o poveste. Bine, foarte mulți români au fost loviți de acea situație atunci. Îți doreai foarte mult o casă cu un petec de pământ și pentru animăluțe, ca să aibă ele unde să se desfășoare. Și pentru asta ați contractat acel credit în franci elvețieni, care... În timp, după câți ani a crescut francul elvețian? Foarte curând, după vreo 3 ani. Noi am luat creditul la, bineînțeles, la sfatul specialistului bancar. De ce nu l-ați luat în lei? N-am nici cea mai vagă idee, pentru că specialistul bancar a zis, ăsta este cel mai sigur, în lei o să fie nenorocire. Și bineînțeles că am urmat sfatul specialistului. Bine, acum în lei, cine are credit imobiliar în lei, e nenorocire, pentru că a crescut roborul și este jale. Deci nu mai știi, deci nu mai știi cum să faci. Eu am urmat însă, după ce am făcut acea greșeală fantastică, am cumpărat terenul pe care încă nu l-am folosit. Da, asta e. Am început să plătim ratele la bancă, am trecut prin ce am trecut și la momentul acela, când ne-am judecat cu banca, am găsit un negociator care să nu ajungem la judecată și am hotărât să vindem apartamentul, să dăm banii băncii și să o luăm cumva de la zero și cu asta basta. Pentru că eu mă ghidam... Ce trebuia să faci? Să vă mutați în chirie sau... Da și nu. Iarăși le-a așezat Dumnezeu pe toate. Noi căutam să ne mutăm la o casă mai mare. Avusesem un contract foarte bun de reprezentare imaginea unui lanț de magazine, am strâns niște bănuți și am zis, noi trebuie să ne mutăm, dacă reușim să vindem apartamentul și cu banii ăștia, putem să ne mutăm la o casă. Am găsit o casă, era mai scumpă decât ne permiteam, dar am zis, hai că încercăm, mai facem un credit, mai vedem, toate bune și frumoase. Am găsit casa, am vândut repede apartamentul, am dat banii băncii, am dat avansul casei și am găsit aici înțelegere la proprietar, care a zis, pe mine mă interesează avansul ăsta azi, acum, în acest moment. Avea nevoie urgentă, ieri, dacă se putea. Și am zis, îi am, acum, aici, în acest moment, pot face transferul. Doar banii ăștia. Dar pe ceilalți nu i-am. Și a făcut o socoteală, pe ceilalți îi vreau în 3 ani. Și la fiecare 6 luni vreau atâta. Știind ce contracte aveam în desfășurare și Aurelian cu emisiunea Te cunosc de undeva, care de altfel e pe post în continuare de atâția ani. Da, este unul dintre cele mai bune produse. Așa e. Și multă lume îl vede. Nu cred că e o problemă să vorbim la altă. Nu, este absolut nicio problemă. Da. Așa. Și știam că are acele contracte, știam contractele de reprezentare imagine pe care le aveam eu în derulare
Și atunci am zis, măi, cred că ar trebui să încercăm. În plus ne-am făcut socotelile, am mers și eu la banca la care luam salariu și mi-am spus că îmi mai pot da un anume împrumut în lei. Așa, și atunci am zis mai bine așa. Și am încheiat relația cu banca vânzând apartamentul, am încheiat contractul și ne-am mutat în această casă care era de-a gata. Deci, numai că ne-am mutat pe saltea, nu aveam absolut nimic. Apartamentul îl vândusem cu tot cu ce tot. Avea în el. N-am luat doar lucrurile. Da. Atâta timp cât... Acum sunt prea multe. Sunt prea multe. Da. Era bine, măi. Aveam o saltea, aveam câteva cutii, aveam... îmi făcusem un cameră, o mică... un mic intrând, îl făcusem dressing și am zis măcar dulapurile de dressing să știu unde îmi caut repede lucrurile. Și pornind de acolo, ușor, ușor, am avut 3 ani destul de grei în care a trebuit să strângem ca să plătim casa. Am plătit-o, dar de atunci am mers pe principiul te întinzi cât ți-e plapuma și n-am mai făcut împrumuturi la bancă. Asta voiam să te întreb, dacă ați mai avut curaj să mai faceți vreun credit. Am făcut împrumuturi mici, de nevoi personale, ca să putem tot în acești 3 ani, ca în momentul în care se făceau 6 luni și noi trebuia să dăm suma cea mare, vezi tu că veneau contractele, dar mai trebuia să trăim și noi. Asta și vrei, e. Nu vrei, mai vrea și copilul ceva, mai vrei să te duci într-o vacanță, deci bani de cheltuială mai trebuiau să vină și din alte părți. Și ușor, ușor, însă ne-am întins cât ne-a fost plapuma și am reușit să le rezolvăm pe toate. Practic, Dumnezeu a avut grijă. Sufrageria cu... e încă nemobilată. Nemobilată? N-am nicio problemă. Avem un televizor și o canapea, e ok. Păi, într-o sufragerie cam... Astea sunt obiectele. Sunt suficiente care pentru că este spațiul. E comun cumva și cu bucătăria, dar este spațiul în care repetăm foarte mult și noi și cu colegii. Și am tot adăugat elemente de repetiție în care, pentru compania noastră independentă, că tot am vorbit de teatru și tot la teatru ajungem. Da, Dumnezeu le-a aranjat cumva. A fost un stres atunci, da, aceea. Da. Dar le-am programat pe toate să trecem și prin stresul ăsta. Cum, că și un eveniment de genul ăsta poate să zdruncine un cuplu. Da, e adevărat. Dar asta probabil dacă mi-aș fi dorit eu vacanțe nelimitate, rochii și pantofi de toate felurile și probabil dacă aș fi fost mai cheltuitoare, dar ți-am mărturisit că sunt de la sat, sunt un om care a încălțat și a îmbrăcat tot ce avea sora mai mare sau verișoarele mai mari de prin alte părți și când mi-am luat prima dată trainingul meu pe la 16 ani, am zis yes! Da, dar tu ești o prezență mereu elegantă, că și despre asta voiam să vorbesc. Și asta presupune un efort financiar, pentru că și meseria cumva ți impune să ai mereu alte ținute, alte combinații. Da, e adevărat și e destul de dificil. Nu da. Prea poți să apari cu aceeași haină de mai multe ori în public. M-ai întrebat înainte de a intra în emisiune cum fac că mă mențin. Da. Și iarăși am zis mulțumesc celui de sus că mi-a dat acest corp. Pentru că e gena pe care o am din născare, n-aș putea spune. Am 1,72 m și undeva între 53 și 57 de kilograme de la 17 ani. Ideal. 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 Și atunci eu am fluctuat cumva în greutate doar la momentul sarcinii. Și atât. Câte kilograme ai luat în sarcină? 13. Tot ideal. 13, după care am dat jos 7 imediat și am rămas cu cele 6, care au devenit de fapt 3, pentru că eu eram undeva la 54 de kilograme, 55 și acum am 57-58. Deci sunt în grafic. Însă am intrat, croitoresele cu care m-am întâlnit de-a lungul timpului au fost încântate că nu trebuiau să facă prea mari modificări la rochiile mele. Ba mai mult, am purtat anul trecut o rochie pe care o aveam în garderobă de vreo 15 ani. Foarte frumoasă, foarte deci elegantă. Ce frumoasă poți să faci asta. Și căreia nu i-am făcut niciun fel de modificare, da. Și-a părut nouă. Acest stil elegant, nu știu, l-ai învățat? Că și tu, dacă și te îmbraci sport, tot elegantă ești. Vine din atitudine. Da, cred că vine din atitudine. Și ți-ai studiat tu atitudine? Ai învățat să fii așa sau pur și simplu? În facultate am învățat despre atitudine. Odată, despre cum îți te prezinți, despre mișcarea corpului, despre...
toate lucrurile astea non-verbale. Și în plus am o prietenă sau am avut o prietenă la momentul potrivit. Noi suntem în continuare prietene, dar ne despart mai multe țări acum și nu mai suntem atât de apropiate. Okay. Care la momentul respectiv și ea terminase facultatea și ne-am întâlnit printr-o prezentare de modă. Și am devenit prietene și m-am învățat foarte multe lucruri. E vorba despre Liliana Țuroiu, profesor la Universitatea de Artă din București, care acum lucrează însă la Bruxelles, este directoarea Institutului Cultural de acolo. De aceea zic că ne despart mai multe țări și n-avem ce să facem. Dar de la ea am învățat foarte multe lucruri. Am învățat în primul rând că pentru fiecare eveniment trebuie să am o ținută aparte. Faptul că eu eram tot timpul, că eram un model perfect pentru mărimea M, ea făcea cumva hainele pe mine și apoi făcea serii. Și la fiecare eveniment trebuie să fii îmbrăcată corect pentru evenimentul respectiv, cum e un eveniment de după amiază, cum e unul elegant, cum e unul de prezentare, cum ești pe scenă, cum ești în public. Și ușor, ușor, fiind foarte apropiate, purtând multe ținute de la ea, prezentând multe ținute, că am fost și prezentatoare de modă. Mă duc înapoi ca să-mi câștig un ban în facultate. Așa. Ca să câștig un ban în facultate, făceam prezentatoare de modă în vitrină. Prezentare de modă în vitrină pe magazinul, la magazinul Done, vis-a-vis de muzica, unde eu am inventat manechinul în vitrină, manechinul viu. Eram cu o colegă de la trupa de dans și făceam prezentarea în magazin, intrau oamenii, vedeau ce frumos stă sacoul ăsta pe mine, ia să văd, să probez și eu unul. Mă uitam acum să văd dacă îmi stă bine umărul. Da, aveam senzația că nu e la locul lui. Să văd dacă stă și pe mine, îmbrăcam, haide să vedeți, să vă dau mărimea dumneavoastră și se vindeau hainele, că eram noi acolo care nu aveam treabă cu banii sau cu încasări, ci pur și simplu ne îmbrăcam, nu făceam mai mult de 2 ore pe săptămână. Și într-o zi nu erau clienți în magazin, zic, băi, m-am plictisit, hai să ne urcăm în vitrină lângă fetele astea. Și ne-am urcat în vitrină lângă fete, ne-am așezat așa într-o poziție, zic, zi, zâmbește. Și când vin oamenii ne mișcăm și, ba, vreau să spun că s-au strâns 10-15 oameni, se strângeau acolo, le făceam cu mâna și intrau în magazin numai ca să ne vadă. Iar patronul a ținut acest concept cu manechini în vitrină, cred că mai bine de 10 ani, și ne-am și întâlnit la vreo 20 de ani, una dintre ele a zis, băi, hai să facem întâlnirea manechinilor. Și ne-am întâlnit vreo 20-30 de oameni, manechini celebri, artiști celebri care au trecut pe acolo câștigându-și existența în perioada de studenție. Ești o persoană creativă, uite, și cu ocazia asta ai reușit să găsești ceva ca să poți să-ți câștigi un ban și este foarte bine. Meseriile voastre presupun foarte mult timp, alergătură și așa mai departe. Aveți timp pentru voi? Ca și cuplu, ca și familie? Noi petrecem mult timp împreună, citind spectacolele, vorbind despre ele, textele, vorbind despre ele, despre spectacole, despre organizare și am senzația că ăsta este și timpul nostru împreună. Dar de când a apărut copilul, recunosc că cele mai reușite vacanțe sunt în 3, nu în 2. Că ai senzația că îți lipsește ceva, iar pentru mine cele mai reușite vacanțe sunt când reușesc să-mi iau și animăluțele cu mine, însă îmi pare atât de rău că nu întotdeauna pot să merg într-o cameră de hotel cu animăluțele, oricât de curate și de îngrijite ar fi ele. Da, vara asta parcă ai pus niște poze de la mare care au incendiat presa din România, niște poze în costum de baie. Da, erau făcute când dansam, ne jucam și noi, eram la marginea Marina. Și au incendiat și în sensul că au fost foarte apreciate. Da? Pentru că nu eram așa de dezbrăcată. Ai o, exact ce vorbeam mai devreme, ai o siluetă tonifiată, suplă și ai fost să știi că nu merg la Pilates pe cât de mult mi-aș dori. O să vadă probabil emisiunea asta și prietena mea Lavinia Negrilă, care mă tot ceartă că nu mai ajung la sală, dar o să ajung. Merg la Pilates nu neapărat pentru a arăta bine și ca a fi în formă, ci pentru a menține echilibru.
să-mi mențin înălțimea, să-mi mențin într-adevăr tonusul muscular și echilibrul. Știi cum e? Că uneori stă, uite, tu stai așa și ți se duce așa puțin coloana într-o parte. Îți mai spune ce te învegie. Îți mai spune ce? Stai dreaptă. Stai dreaptă, da. Da, da, stând așa mai multe ore azi, așa, mâine, așa, nu știi de ce ai așa un pic pe la coloană. Și atunci te mai duci la... Eu am ales Pilates, dar sunt și alte sporturi care te pot... Fiecare pe corpul lui. Eu nu dau sfaturi unde să te duci. Eu m-am ales Pilates, am făcut puțin yoga și ăla pe mine mă echilibrează. Mi-aduc aminte că am ajuns la Pilates cu o problemă de umăr. Pur și simplu, se blocase umărul, nu mai puteam să ridic mâna până aici. Și am zis, ce fac până aici ridic mâna? Ce nu e o problemă, până unde puteți acolo ridicați. Și în 3 luni, făcând doar de 2 ori pe săptămână Pilates, am ridicat mâna fără niciun fel de problemă și fără niciun fel de durere. Pentru că mi s-a echilibrat, s-au tonifiat mușchii de pe lângă coloană, am mai făcut între timp și câte un masaj și cumva echilibrându-se, partea dreaptă a tras mai mult, am învățat-o și pe partea stângă cum să facă și gata, am ajuns din nou la un echilibru bun. S-a rezolvat problema. Da. Faceți sport, fraților. Da. Am citit că nu mănânci carne. Da, n-am mâncat o perioadă foarte lungă. Până când am fost însărcinată, doctorul m-a sfătuit să mănânc tot ce găsesc la piață. Legume, fructe, în general, și pește. M-a rugat să reiau peștele. Am reintrodus peștele în alimentație și mâncăm destul de mult pește și supe. În cazul în care fac o supă copilului, supa găluște e foarte bună. Iar carne? Da, evităm carnea, nici eu, nici Aurelian. Copilul mănâncă? Ba da, carne. Copilul mănâncă, copilul își va face propriile alegeri. Ia, mă, vede cum sunt eu, îl vede pe taică-su, dar nu pot să-i spun astăzi ești cu copii și care mănâncă. Acum am primit niște fotografii din tabără cu jnițele și cu ce feluri de mâncare le-au făcut astăzi, că nu-ți vine să crezi. Nici cum să-i spun copilului, tu nu mânca. Mănâncă doar piure. Nu. Ea își va face propriile alegeri. De ce ați decis să nu mai mâncați carne? Nu îți mai pria? Nu te mai simțeai bine? Nu, sau... la mine a venit în urma unui ulcer perforat. Am ajuns la spital, pierdusem foarte, foarte mult sânge, am fost salvată în timp, că aveam o hemoglobină foarte scăzută, era 6 ori la hemoglobină 6, pentru că ai pierdut mult sânge, înseamnă că ai pierdut cam jumătate din cantitatea de sânge pe care o aveai, dar fără să știu, era un ulcer perforat total nedureros. Dacă nu m-a durut nimic, eu n-am avut nevoie să mă duc la doctor, doar că simțeam că mă sfârșesc așa de pe picioare. Și, mă rog, am fost internat, am fost la terapie intensivă, mi-au băgat sânge și după aceea mi-a dat o dietă foarte strictă, foarte severă, în care am mâncat vreo 6 luni doar ceea ce mi-a zis doctorul. Bazată pe orez, în mod special, 3 mese regulate și urma să scot tot ce însemna prăjel, carne de porc și grăsimi, lăsându-mă să mănânc doar o dată pe lună foarte puțină carne de vită și puțin de pui. Adică trebuia să scot cât mai mult, să se panseze acolo. Da, da, bine, și pe vremuri bunicii noștri mâncau, cred că o dată pe săptămână carne. Da, eu așa am mâncat. Ceva zilnic, cum se întâmplă acum, se mănâncă și exact. Dimineața la prânz și seara da. E carne în meniu. La noi, în familie, pentru că trăiam pe vremea lui Ceaușescu și cu mâncarea pe cartelă, absolut toată săptămâna aveam fasole, varză, cartofi, ouă, lapte. Deci astea erau mâncărurile de bază, ce găseam în grădină. Toate creșteau în grădină la noi. Iar odată pe lună, mama îi tăia o găină. Și atunci trebuia să fie sărbătoare. Să fie duminică, să fie o sărbătoare bisericească importantă. Mai aveam un miel de Paște și porcul de Crăciun. Cam astea erau momentele. Astea erau momentele, iar de Crăciun puneam mâncarea la garniță, carnea la garniță, da. Și mâncam pe timpul verii, dar o dată pe săptămână, duminica în general. Și atunci nu am simțit nevoie, adică n-a fost pentru mine. Probabil de asta s-a menținut și gena. Da, pentru că din copilărie am avut un regim alimentar mai strict. Ai mai avut un moment de încercare cu acel accident de la Dansez pentru Tine. Cum ești acum? Piciorul, cum e? Păi de ce merg la Pilates? Da, a fost un moment... Întâmplarea
Știi cum e, întâmplarea se întâmplă. Da. A fost o secundă, a fost, ea au alunecat încălțările partenerului, eram la el în brațe, a căzut peste mine, dezechilibrul a venit de la coloană, de la bazin, asta am aflat mai târziu după ce am făcut mai multe investigații, și el dorind să mă ridice, dar alunecând, mi-a făcut pârghie la ambele picioare, rupându-mi ambele picioare de la genunchi. Vai! Dar au fost ligamentele, am mers la doctor și a zis că pe mine m-a salvat laxitatea ligamentelor, adică sunt destul de flexibilă, și atunci asta m-a salvat, pentru că s-au rupt ligamentele și meniscul. Și la piciorul stâng au fost doar ligamentele colaterale care, pentru care am făcut recuperare și pentru care am purtat orteză, iar la piciorul drept au fost meniscul rupt, acolo a trebuit să intervină, și ligamentele încrucișate și colateralele. Și am purtat și toate cele, am făcut și operație. Le-ai intentat proces celor de la ProTV? Da, atunci le-am intentat, pentru că m-am supărat că, de fapt, eu mi-am dorit să rămân în emisiune, lângă emisiune, nu neapărat să dansez, și să nu, adică să nu fiu tratată ca o victimă, dar am fost așa aruncată într-un colț ceva de nedescris și am zis, bă, dar e nedrept, că nu este vina mea, dacă ar fi fost vina mea, aș fi zis ok. Dar vreau să nu mă lăsați într-un colț. Și lasă că m-au lăsat într-un colț, n-am mai avut parte de nimic, și 2 ani am și tras enorm și am zis ok, asta e, să vedem. Ce, cum a rămas cu procesul? Am câștigat procesul și în instanță și în apel, dar banii n-ai de unde să iei, pentru că nu mai există acele firme care au făcut, au fost umbrelă sub umbrelă sub umbrelă, executorul... Voi aveați niște asigurări, nu? Da, da. Executorul pur și simplu nu a știut de unde și pe cine să tragă la răspundere. Și n-ai mai putut să-ți iei banii pe care ai cheltuit o grămadă de bani pentru recuperări și, ca să nu zic, da, probabil ai pierdut și contracte din cauza... Da, da, asta s-a întâmplat în acei 2 ani, a fost mai dificil. Dar... Iată, Dumnezeu pe altă parte, știi? Nu port pică nimănui. Poate cine știe, executorul mai face ceva acum, după atâția ani. Da, poate cine știe. Da. Unica, în cadrul emisiunii noastre există acest moment al cutiilor. Uite, avem 2 cutii aici, cutia aulie. Dar să știi că eu mă uit în continuare la ProTV, că acel canal n-are nicio vină. E vorba de o firmă care e sub altă firmă și era sub altă firmă, numai că oamenii ăștia difuzau. Da. Și atunci toată lumea zice că eu am avut proces cu ProTV-ul, dar nu cu ProTV-ul în sine. Ci cu cei care trebuiau să se ocupe cu producătorii. Da. Ce trebuie cu ce să fac? Începi? Cu partea asta, cu cutia sufletului sau cu această cutie a banilor? Aole, ce sunt niște întrebări aici. Cu sufletul, lasă, că banii să vin vedem de la ce Dumnezeu. Ascunde cutia Dacă sufletului suntem acolo. Sănătoși la cap și la suflet, o să avem și bani. Ai acolo o întrebare? Vai! Băi, nu mai știu exact, dar moara lui noroc a lui Slavici. Așa. Începe cu această frază foarte importantă, care vine de la soacra, care zice că nouă ne e bine așa cum suntem aici, că dacă vrem mai mult s-ar putea să nu ne mai fie bine, adică vrei în bogăție, dar bogăția nu ți-aduce neapărat fericirea. Nu știu cum este fraza, Ghiță, dar știu Ghiță că... Ghiță era la cum... Ghiță își dorea să se îmbogățească, știi? Nu voia să rămână aici să facă toată viața nimic. Își dorea să se îmbogățească, dar soacră s-a atras atenția că e... Era mai înțeleaptă. Da. Că e mai bine în familia ta, fericit, sănătos, decât... Că, să vedem ce ascunde cutia. Deci, am o hârtie. Da. Și să te rog să deschid. Da. Să citești întrebarea și să o arăt și la cameră. Dacă ai putea, ce moment ai schimba din trecutul tău? Nu-mi place că am ales asta. Păi bine, alegeam mai... Mă întristează. Ce moment trist? Mai, cea mai vie amintire a copilăriei este când am coborât pentru prima dată scările pe partea asta. Deci scările se coborau așa, ca să nu încurc pe cei mari, când am văzut-o pe mama moartă în curte. De aia ziceam, nu aș vrea să îmi aduc aminte acest lucru. Dar ăla e momentul pe care l-a schimbat. Câți ani aveai? 3. Și un pic.
Și ai această amintire. Da, este cea mai vie. Și din păcate nu am amintiri dinainte în care să o văd pe mama lângă. De-aia aș vrea să fie altfel. Dar nu știu cum s-ar schimba cursul lucrurilor pentru mine. Facem rost imediat de un șervețel. De un șervețel, ne aduce cineva, iartă-mă, n-am vrut asta, dar am vrut să fiu și sincer asta, cu tine. Da, asta e viața, din păcate, și... Da, ai zis adevăr sau provocare? Adun aici, că noi te lăsăm să intri, să ne aduci un șervețel. Mulțumim. Avem ajutare de nădejde, să nu credeți că suntem chiar singuri aici. Sigur. Mulțumesc. Dacă mai e nevoie, îl avem aici. Da. Din păcate... Misiunea se termină. Da. O să te las un pic să-ți revii și dacă mai poți... E ca în scenă. Da, da? Știu. Îți este greu, dar acum intri în scenă și zâmbești. Mi s-a mai întâmplat odată. Da. Acum ești... O ai pe fiica ta, l-ai pe Aurelian. Sunteți o familie fericită. Și am familie, am surorile. Da. Surorile sunt... Adică ținem legătura foarte strâns, ne vedem, zile de naștere, uite, de ziua mea eram plecați într-o vacanță la vecini și în Bulgaria și sora mea mai mare cu nepotul s-a urcat în mașină, au venit și mi-au făcut surpriză, sora mai mică a trebuit să rămână la magazin, asta e, cineva trebuie să vadă da. Și de lucrurile din viața noastră și... A fost ziua ei, iarăși ne-am dus la ea, adică ținem foarte aproape și... Viața ți-a oferit multe daruri. Absolut. De asta ți-am zis, mulțumesc lui Dumnezeu pentru ce am, dar și pentru ce nu am. Că e posibil ca în dorința de a avea mai mult și neavând, de fapt să te ferească Dumnezeu de niște lucruri mai nasoale. Da. Cutia banilor. Deci o deschidem și pe asta. Cutia aurie. Credeam că numai una. Și că am scăpat. Hai că la partea cu banii cred că e mai ușor. E mai ușor. Exact ce vorbeam mai devreme. Banii vin, banii pleac. Da, corect. Asta se aude pe fundal? Da. Care este cea mai costisitoare achiziție pe care ai făcut-o? Și cât a fost? Și cât a fost? Când te referi la achiziție, vorbești de ceva personal sau ceva... Ce vrei tu? Poți să ne spui și ceva personal, adică tu, pentru tine ca femeie, ce ți-ai luat da. Și, nu știu, ca familie. Ca familie, casa este cea mai importantă achiziție, pentru care ți-am spus că ne-am dorit să facem aceste eforturi. E pentru că, vezi tu, să îți faci un cuib și să fie al tău și să fie într-un loc pe care să îl care să simți că e locul tău, să aibă tot ce îți dorești în el, să fie locul în care te simți cel mai bine. Eu când sunt acasă zici că sunt în vacanță. Da, casa a fost cea mai importantă achiziție. A fost scumpă? Adică ați luat-o într-o perioadă, nu mai știu... Am luat-o în 2015, după ce vândusem apartamentul, a fost destul de scumpă. Este o casă situată bine în București și a fost undeva la 300.000 de euro. E mare? 200 de metri pătrați. Da. E mare. Da, este. E mare, da. Păi să vă bucurați de ea. Mulțumesc. Să vă bucurați de... Dar am o curticică de 50 de metri pătrați. Așa. Suficient cât să-mi scot căței și să-mi trebuiască să merg cu ei. Asta îți doreai foarte tare. Da, asta mi-am dorit ca ai chiar și la devreme, prima da. Intenție atunci când și la prima intenție asta a fost, casa. Da. Dar știi, am fost și eu tentată ca mulți alții care și-au construit casă cumva în afara Bucureștiului, ceea ce este minunat pentru cineva care cumva vine în București, lucrează 8 ore și apoi se duce acasă și are tot timpul să-și facă treburile acasă. Numai că pentru mine, care lucrez 4 ore dimineață, am nevoie de 3 ore acasă, iar mă duc seara la spectacol, e destul de dificil. Eu am nevoie de un loc în buricul Bucureștiului ca să pot să merg repede de colo până acolo. Da, că faci multe drumuri într-o singură zi. Fac foarte multe drumuri într-o singură zi. Important este că acum sunteți fericiți, chiar dacă au fost momentele acelea cu
creditul, cu nebunii, da, toate s-au stins. Să știi că n-a venit ca o supărare care gata, ei, e capăt de țară. Am zis, că... cum îi dăm de capăt? Da, că presa atunci zicea că e gata, e nenorocire. Titlurile din ziare, da, și spectacolul nostru, Divorțul Anului, la care te invit, uite, în decembrie. Te rog, asta voiam să te întreb acum. Noiembrie, decembrie, avem Divorțul Anului, eu te cred, dar tu mă minți. Ovidiu Cuncea. Da, cu Ovidiu Cuncea. Despre care se spune că e călugăr. Da, el este și diacon. Da, știu, da. Știu povestea. Știi povestea, dar el joacă în continuare și nu și-a lăsat niciodată meseria deoparte. El a fost și regizorul acestei piese, o piesă pe care am făcut-o în pandemie, am repetat-o la mine acasă și după aceea am jucat-o. Deci vă invit la Divorțul Anului, este una din piesele companiei noastre de teatru. Vă invit la Eu te cred, dar tu mă minți, o altă piesă, prima pe care am făcut-o. Am avut mare succes ultima dată acum când am jucat luni pe 31 octombrie la București, la Teatrul Național din București, Sala Studio, acolo o jucăm de obicei. Pregătim o nouă premieră în momentul când apare afișul, ți-l trimit. Te rog. Pregătim o nouă premieră și plus concertul lui Aurelian Temișan, la care vreau să vă invit, este tot compania de teatru Concordia îl pregătește. Este vorba despre un concert care se numește Iubire de noiembrie. Așa, iar pe scenă este însoțit de întreaga orchestră simfonică din București, plus orchestra Cardinal Show Orchestra. Sunt unii dintre cei mai buni muzicieni din țară și veți asculta cele mai frumoase melodii de dragoste și nu numai, ale secolului acesta și secolului trecut, ale marilor compozitori, câțiva dintre ei însă mai sunt în viață. În reorchestrarea tuturor acestor piese reorchestrate de Andrei Tudor și George Natis. Andrei Tudor va fi dirijorul orchestrei. Abia așteptăm, oricum sunteți excepționale în meseriile pe care le faceți și tu și Aurelian. Mulțumim. Și este de apreciat că vă mențineți acolo sus întotdeauna și cred că să te menții este mult mai greu decât să atingi succes. Da. Da, am colegi care au avut succes peste noapte, absolut fantastic, adică te uitai și nu-ți venea să crezi că poate să joace sau să facă ceea ce fac și după aceea nu s-au menținut și imediat au căzut foarte de sus, oricând caz de sus. Noi cred că ne-am făcut fiecare lucru pas cu pas și la asta țin. Asta voiam să zic, așa cum ați făcut în relație, așa ați făcut și partea cu meseriile. Țin. Și la meserie, pas cu pas, am învățat chestia asta de antreprenori. Eu îi zic doar hobby, că încercăm să ne punem singuri în lumină, da, știi? Da, știu. Pentru că sens, nu este o afacere, ci e pur și simplu, aba chiar mi-am luat pe cap o groază de chestii. Noroc că am o contabilă care... Te trage de care mânecă. Care mi-a toți banii din buzunar și duce la taxe și impozite. Și zic, asta e, dacă tu zici că trebuie treaba ta, tu semnezi. Zic, eu îți dau banii. Și ne-am legat la cap cu multe lucruri, dar tot așa, învățăm pas cu pas cum se face, învățăm care este relația cu platforma de vânzare bilete, învățăm cum se programează, învățăm foarte multe lucruri. Nu poți să le ai pe toate de-a gata, dacă nu le iei de la zero. Așa e. Mai avem câteva momente în emisiune și aș vrea să te întreb, te-ai gândit vreodată să intri în politică? De adevăratele așa să fiu eu în... Nu. Însă sunt afiliată unui partid după ce am văzut ce înseamnă de la alții acel lucru al lui Alexandri. Care e spus într-una din în Sânziana și Pepelea. Îl zice, păcală, tândală, nu știu pe acolo, zice, dă-te tu jos din locul tău să mă pun eu. Așa zice Alexandri. Băi, nu s-a schimbat nimic. Dacă e cineva care construiește ceva, vine cineva din afară și zice, dă-te tu jos din locul tău ca să mă pun eu. Asta înseamnă politică la noi. Ori pe mine asta nu mă interesează. Pe mine mă interesează dacă pot să construiesc ceva împreună cu alți oameni, ceva care să rămână peste timp. Să rămână să fie un exemplu de bune practici, dacă vrei. Știi?
nu mă interesează să fiu eu, să conduc ceva sau să... Pe mine mă interesează să fiu în scenă actriță. Asta e cel mai important lucru pentru mine. Iar dacă pot să fac ceva, este să-i ajut pe oameni să se responsabilizeze pentru ceea ce au ei de făcut. Nu să se uite în grădina altuia și să ia de-a gata lucru altuia făcut. Îți mai spun o pildă. Te rog. Mai avem un minut. Ai zis că da. M-am stat mai mult decât... Te-am spus că trece repede. Am citit o poveste încercând să găsesc... Citesc și povești pentru copii multe. Pe citește.ro găsești o groază. Am citit și pe pagina mea. Este o poveste simplă. Mama face de mâncare, gătește, spală, este tot timpul obosită, mai pognește peste ceafă unul dintre copii, are tot timpul munca câmpului, treburi, multă organizare, e tot timpul supărată, nefericită, obosită, tristă, se duce la biserică, se întoarce de la biserică cu un sfat și începe același tipic, face aceleași lucruri. Numai că în loc să pognească copilul când a făcut o greșeală, îi zâmbește. Lasă că poți să repari. În loc să, când nu mai poate și ea, oprește focul și se așează. E ceva schimbat cu ea. O zi pe săptămână fuge la Iarmaroc. Își cumpără ceva de la Iarmaroc, vine și se închide în camera ei. Și nimeni nu știe ce-i cu ea. Timp în care copiii, mulți, soțul, își pun singur de mâncare, își fac curat, își pun hainele la spălat, se așează, își fac treburile, se culcă. Și azi așa, mâine așa, săptămâna cealaltă la fel, îl mic mai curios, intră, deschide ușa și o întreabă pe mamă în ziua aceea cu Iarmarocul. Mamă, dar tu ce faci? Mama răspunde citind o carte... Îți fac mama fericită. O familie fericită depinde de mamă. Mama trebuie să fie fericită ca toată familia să fie fericită. Foarte frumoasă pilda. Cu în acest ritm încheiem conversația noastră și mi-a făcut mare plăcere. Ești minunată, Monica, este prima oară. Am vorbit când... cam mult. Nu, eu zic că am vorbit bine, suficient și este prima oară când te cunosc așa, da. Pe viu, să zic. Mai mult la soțul tău am fost în da, da. Și mi-a făcut mare plăcere, îți mulțumesc mult de tot. Mulțumesc. Și cu altă ocazie sper să ne mai întâlnim. Cu drag. Mulțumesc. Mulțumesc, dragi telespectatori. Vă dau întâlnire data viitoare.